Dacă vă plac discuțiile despre cum ar putea sfârși Pământul, ar trebui să verificați linkurile din descriere, pentru că am mai discutat despre acest lucru de câteva ori, despre atacuri cibernetice fatale și cu tremure extrem de puternice care ar putea rupe Pământul în două, am discutat despre cum ar arăta planeta noastră dacă toată apa ar fi aruncată în spațiu sau pur și simplu ar fi înghițită de o gaură neagră. Însă în videoclipul de astăzi o să distrugem pământul în 6 pași simpli, așa că puneți-vă centurile de siguranță și fiți gata de aventură. 1. Prepararea Țineți-vă bine, distrugerea unui lucru este mult mai ușoară decât crearea sa, dar atunci când vine vorba despre planeta noastră, ei bine, este puțin mai greu decât v-ați închipuit. Cea mai ușoară modalitate ar fi bombardarea pământului, dar acest lucru va distruge doar civilizația noastră, iar noi avem nevoie să ștergem întreaga planetă din sistemul solar. Ce facem în acest caz? Munții și deșerturile vor rămâne aproape neclintite chiar și după multe atacuri nucleare explozive. Așadar, tot ce trebuie să facem este să ne dăm seama ce ne ține toată planeta la un loc. Ați ghicit gravitația. Haideți să o distrugem, doar așa putem despica straturile planetei unul câte unul. Crusta acestuia, Mantaua, nucleul exterior și interior, acest lucru va face ca Pământul să se sfărâme în bucățele mici. 2. Scapă de atracția gravitațională. Mai ușor de spus decât de făcut. Straturile care formează Pământul sunt practic lipite între ele datorită forței gravitaționale care devine din ce în ce mai puternică cu cât înaintăm în interiorul planetei. Deci nu numai că trebuie să separăm fiecare strat, ci este nevoie de asemenea să scăpăm și de atracția gravitațională. Cum facem asta? Rămâne să vedem în continuare. 3. Găsește sursa energiei. Ar trebui să fie o sursă de energie pe cinste pentru a putea scăpa de atracția gravitațională. Dacă adunăm toată energia consumată de toți oamenii de pe pământ în ultimul an pentru a-și încărca telefoanele sau combustibilii fosili consumați pentru transporturi, o să obținem rezultatul colosal, rezultat de 10 la puterea 20 de unități energetice juli dar această cantitate nu va fi suficientă pentru a putea pune planul nostru în aplicare dacă ne am baza pe sursele de energie din prezent va trebui să așteptăm miliarde de ani până să strângem cantitatea de energie necesară ce facem în acest caz avem o sursă de energie chiar în fața noastră, soarele. O să valorificăm toată energia emisă de soare în fiecare secundă din fiecare zi în care strălucește pe cer. Chiar în aceste secunde, 4 milioane de tone de hidrogen transformate în radiații sunt emise de steaua sistemului nostru solar. De ce să nu profităm de pe urma acestuia? 4. Acum nu trebuie decât să așteptăm. Imaginați-vă că am instalat deja milioane de panouri solare în fiecare zonă însorită de pe suprafața Pământului. Haideți să nu luăm în considerare și factorul financiar. Pentru instalarea acestora, o să ne închipuim că pur și simplu le avem. Așadar, soarele arde pe cer, lumina ajunge la noi și panourile captează fiecare strop de energie până la refuz. Totuși va trebui să fim răbdători, o să fie nevoie de 20 de miliarde de ani până se va acumula energie suficientă pentru a face planul nostru de a decoji straturile planetei să funcționeze. Atunci, care este scopul acestui plan dacă soarele mai are de trăit doar 5 miliarde de ani până își va consuma propria energie și se va transforma? Până atunci, pământul cel mai probabil se va descompune în pozitron și ioni, astfel în cele din urmă nu o să mai fim nevoiți să continuăm videoclipul. Glumesc, haideți să continuăm! 5. Planul B. Din fericire ne-am gândit și la un plan B. Am putea capta radiația solară. Știu că tocmai am vorbit despre asta, însă noi ne-am referit doar la captarea energiei solare care ar ajunge pe Pământ folosind panouri solare. Acum o să vorbim despre absolut toată energia pe care soarele o emană în spațiu. Ei bine, este vorba despre foarte multă energie. Dacă am putea fi capabili de asta, ar trebui să așteptăm doar o săptămână până să adunăm destule energie ca să punem planul nostru malefic în aplicare. Nu e rău deloc. Acum a mai rămas doar să ne gândim la dispozitivul particular care ar trebui să ne ajute să colectăm toată energia. Din păcate, nu avem timp, bani sau idei pentru așa ceva. 6. Coliziuni artificiale. În principiu, orice obiect poate fi distrus dacă îl lovești cu suficientă putere. Acest plan trebuie să funcționeze, am notat deja. Dacă toți oamenii care sunt preocupați de cine ajunge primul pe lună ar strânge banii folosiți pentru acest plan într-un cont bancar, am putea construi o navă spațială super rapidă pe care să o lansăm în spațiu. V-ați întrebat vreodată cât de mare ar trebui să fie un meteorit pentru a putea eradica pământul cu totul? ar trebui să aibă un diametru de cam 96 de kilometri. Oamenii de știință sunt de părere că meteoritul care a dus la dispariția imediată a dinozaurilor a avut un diametru de doar 10 kilometri, imaginați-vă asta. Acesta a trimis un nor de praf atât de mare încât a acaparat toată suprafața planetei și a provocat incendii în toate zonele terestre. Tot ce trebuie noi să facem este să găsim un obiect cu o masă echivalentă cu jumătate din cea a Pământului. Atunci când va apărea pe ecranele radarelor noastre un asemenea meteorit, o să folosim nava spațială construită din fondurile aselenizării pentru a ajunge la el ca să-i schimbăm direcția către Pământ. Gata, mister rezolvat! Dar nu avem atât de multe obiecte spațiale în spațiul cosmic din sistemul solar care să aibă aceste dimensiuni uriașe. Cel puțin în prezent nu a fost descoperit niciun meteorit care să poată eradica Pământul cu totul. Va fi nevoie să așteptăm până o să primim un nou anunț din partea celor de la NASA, prin care vor declara că un obiect spațial de dimensiuni uriașe s-a descoperit în vecinătatea planetei noastre. De fapt, NASA a propus deja o misiune care ar putea fi efectuată în anul 2020, numită misiunea de redirecționare a asteroizilor. Cu siguranță ne poate fi de ajutor în noul nostru proiect. Imaginați-vă, cineva deja a pus bazele planului nostru malefic. Numai că ei nu știu despre asta încă. Am putea folosi naveta lor spațială pentru a ajunge pe un meteorit uriaș pe care să-l redirecționăm către planeta noastră. Poate că în sfârșit o să putem separa straturile Pământului unul câte unul. Planeta s-ar transforma în bucăți mari de rocă care cel mai probabil vor pluti aleatoriu prin spațiu la nesfârșit. Pare un plan care poate avea succes, însă mai rămâne un mic detaliu: unde o să putem găsi un meteorit de asemenea dimensiuni colosale pe care să-l propulsăm cu 90% din viteza luminii? Dacă aveți vreo idee care ne-ar putea ajuta, nu ezitați să o dezvăluiți în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cum un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!